cheamă? Eulampiu Sămădoi. Iar victima se numește, imediat, Mărioara Flocoșica, dacă îmi zice mâna, mulțumesc. Și ca susținător, ca martor, îi avem pentru inculpat, avem primul martor și anume, veți afla că pe parcurs el devine aman. Bă, cum dau zi? Virginius Futus. Și amanta preotului, și ea va deveni pe parcurs, Veronica Mille. Bun, iar pentru victima, aș vrea să-i țin o mână, e acolo victima, Locoșica. Noi pe bus. Avem o țigancă, cercetoare la biserica din Băicoi, Barcelona Mercedesa de Haur. Barcelona. Și o altă martoră, care se numește Olga Muscăcioară, care este o prietenă de-a Flocoșelei, Flocoșici. Urmează avocații, și anume avocatul inculpatului, care sunt eu, și mă numesc Giculina Creștinescu, și avocatul martorului, care se numește Hortensia Stamate Curbănescu, și anume ea. Și preoteasă nu avem? Bine, și mai avem jurații, desigur. Eu sunt preoteasă, ca să fie chiar chestie. Da, el este soția preotului. Scuze-mă. Da, și judecătorul, scuze, m-am uitat de el. Ea se numește Vasilica Băcărescu. Afabdon. Și ei sunt jurații. Ei vor avea o fată de decizie, undeva în 50%. Și să începem procesul, da? Deci, cum da, puteți să intervenți orică vreți într-o bătaie în ziua. Bun, deci invităm în sala de judecată pe inculpatul Eulampius. Aici o să fii culpat. La mine. Și victima Mărioara Flocoșica. Alături de cele două se află avocații apărării și acuzării. Deschidem procesul. Să aducă în famare instituției importante a statului de drept ca biserica. Conform articolului 45 cod penal, este în primul rând o acuzație clară de abuz sexual. Aici avem dovezile relevate de la IMN, relevate de către medicul legist. Așa. Care duc la concluzia că victima a fost molestată sexual. Cum vă puteți închipui ca o văduvă suferindă, aflată în doliu, poate să fie satisfăcută de către un pervers ce se află într-o instituție, într-o instituție în care nu își are loc. Noi cerem ca despăgubiri morale 25.000 de euro, detenție pe viață, castrare chimică, conform prevederii 13 per 95 cod penal. Invit avocatul echipat. Da. Bun, bun. Cum pledează? Păi nu se vede bine așa. Și vă spun de ce. Primul rând este o fată bisericeasă. Ce om! Ce om creștin face așa ceva? Cine face așa ceva? Cum îndrăznește să molesteze o bățenică? Păi o bățenică ți aduce ție satisfacții sexuale? Ce bățenică nu lasă să fie satisfacții sexuale? De ce? Foarte simplu. Aici, pe un lanț de față, i-am uitat cu numele. Dar asta nu contează. Să mă dau. Este o față bisericească importantă în lumea mondenă, culturală și creștină a bisericilor din toată România. El, participant, activ, tot felul de organizații.